Dacă te-ai trezit sănătos în această dimineață, ești mai fericit decât un milion de oameni care nu vor mai apuca să trăiască până săptămâna viitoare. Dacă nu ai trecut niciodată printr-un război, singurătatea închisorii, agonia torturii sau a foamei, ești mai fericit decât 500 de milioane de oameni de pe acest pământ. Dacă poți merge la biserică, sinagogă sau moschee, fără teamă și fără să fii amenințat cu închisoarea sau moartea, ești mai fericit decât 3 miliarde de oameni din această lume. Dacă în frigiderul tău ai mâncare, ești îmbrăcat și încălțat, ai un acoperiș deasupra capului și un așternut curat, ești mai bogat decât 75% dintre oamenii din această lume. Dacă ai un cont bancar, bani în portofel și câteva economii, faci parte din cei 8% dintre oamenii bogați din această lume. Dacă asculți aceste cuvinte, ai un noroc întreit, pentru că cineva s-a gândit la tine și a făcut toate aceste calcule pentru tine. Tu nu aparții celor 500 de milioane de oameni care nu aud aceste cuvinte. Tu ai un laptop, fie o tabletă, fie un telefon. Odată un înțelept a spus: lucrează ca și când nu ai avea nevoie de bani. Iubește ca și când nimeni nu te-a rănit vreodată. Dansează de parcă nimeni nu te privește. Cântă ca și cum nimeni nu te aude. Și vei trăi de parcă pe pământ ar fi raiul.